അതാലുള്ളിമ്പുയ്തി കുമാമുകാസ്തി കുൾകു അതാലുള്ളിഷ്തി കുൾക്ക് കുമാമുകാത്വർജിം കുർക്ക് Am învățat. Am învățat să tac, să ascult de luna trecătoare, să nu știu ce e alintul. Să nu spun ce mă doare de când mă știu, am învățat. Să adun din toate, pic cu pic, și toate mă râd în față strigându-mi habar n-ai de nimic. Sofia Vicoveanca are nu doar un timbru inconfundabil, ci și un condei. Se refugiază în poezie ca într-o ultimă încercare de a ne curăți sufletul, de a ne ostoi setea de rădăcini. Vine de dincolo de sârma ghimpată, dintr-o Bucovină ocupată și duce prin cântec toate dorurile și bocetele unor timpuri care nu pot fi uitate. Regina neîncoronată a muzicii populare poartă și azi opinci, traistă, mărgele, basma, dar o face cu atâta grație încât acestea par cele mai frumoase veșminte regale. Să ne întoarcem la valori, să le prețuim, să ne mândrim cu Sofia Vicoveanca, artista care a făcut cunoscută Bucovina nu doar la noi, ci în toată lumea. Din capul locului am să vă rog să-mi iertați emoțiile pe care le voi avea în această ediție, stând față în față cu o legendă, cu o regină, așa cum spuneam, cu un om atât de curat la suflet, de la care avem atâta de învățat. Bine ați venit! Doamne, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, dar, Basilica, unde m-ai ridicat? M-ai urcat sus, dacă chic de acolo, mă fac țărână. Noi acolo vă vedem, acolo vă simțim. E mult prea mult. Oricum, mulțumesc din toată inima. Sunt bucuroasă că sunt alături de tine. Eu te știu de când erai elev. Eu sunt tare de mult. Și pentru că suntem împreună în această zi frumoasă de post. Ați fost o timidă toată viața. Nu ați avut curajul să contraziceți pe nimeni, inclusiv când ați fost strigată pe nume. Sofia este numele cu accentul corect, zic bine? Da, așa este. Am observat. Da, dar n-am avut curajul în momentul când mi s-a spus Sofia. Sofia a spus, așa am fost învățată de acasă, să asculți. Pentru că, cum ai spus la început, că eu o vin alte dintr-o vremuri. O poezie care vă aparține. Da. Am observat și mulțumesc frumos. Noi vă mulțumim. Dacă ar fi să mă prezint, vezi, atunci când suntem prezentați la radio, televiziune, presă, știu, spectacole, se folosesc cuvinte foarte mari, uneori greu de dus. Dacă se ivește posibilitatea, o să încerc să mă prezint singură, printr-o poezie. Ce sunt? Sunt un fir de praf minuscul pe acest pământ, în univers, ce-a fost târnit de un vehicul în lumea asta fără sens. În rotocoale mari mă învârt fără de sprijin, fără rost și zdusă pe aripi de vânt prin locuri unde n-am mai fost. Ce ne mai zbatem să fim noi când totul e hrăzit de sus? Că ești în vânt sau în noroi, contează încă un fir în plus? Da, mă las pe mâna ta. Spuneți-ne, vă rugăm, ce scrie în pașaportul dumneavoastră la locul nașterii? Unde sunteți născută și care este numele localității astăzi? Da, Topărăuți. Topărăuți este o localitate, o comună de lângă Strojeneț. Locuită de români. Am fost anul trecut, în august, și am filmat la locul unde am văzut lumina zilei. Eu n-am amintiri din timpul refugiului pentru că am fost și mică. Mama m-a luat în brață și ne-am refugiat. Tatăl a fost concentrat, a plecat în război, a rămas prizonier la ruși. M-a găsit școlăriță. Nu mai știam dacă tatăl meu trăiește sau nu. N-am comunicat. În sat mamei se spunea refugiata.
și văduva, fiindcă eram eu cu ea. Noi am venit, ne-am refugiat la loc sigur, la o mătușă care înfiase o soră de-a mamei mele, Sofia se numea și ea, și acolo, acasă mică, cât o cutie de chibrituri. De ce? Pentru că era o singură cameră, tinda care face legătură cu podul, și avea o cămară și în cămară provizii pentru iarnă. Ei s-au scos toate acele provizii, butoaie ce erau, mă rog, și s-a făcut o sobiță și un pat și aveam o ladă în care am pus lucrușoare. Ce-am mai adunat apoi? Aia a fost toată copilăria mea acolo, până a venit tatăl din prizonerat și am reușit să ne facem casă la Vicul de Jos. Dar să știi că am prins și perioada de foamete. N-am răbdat de foame, dar să știi că nici n-am cutezat să-i spun mamei, să-i cer, mama, îmi place, vreau. N-a existat așa ceva. Și am multe sfaturi de la mama, să nu uiți să mulțumești celui care te învață de bine sau numai dintr-o privire, dacă te-a îndemnat și ți-a dat, a fost de acord cu ce faci tu. Cuvințare. Și chiar și critica. Uneori, dacă te întorci la cel care te-a criticat, să vezi dacă nu cumva tu ai greșit și poate să te ajute să ai grijă tot timpul, să nu uiți acest lucru, să mulțumești. Da. Așadar, toporăuți. Toporăuți, da. Toporuica acum. Deci anul trecut am fost în august la o filmare acolo, televiziunea din Iași. Ne s-a dat un om care, primarul fiind ucrainean, dar a fost foarte atent, foarte drăguț. Nu mai există locul. Părinții mei au avut o situație bună acolo, având o prăvălie în casă, deci este o livadă cu pom, chiar un tânăr o să regardă și mă duc niște piersici. Fântâna noastră este în curte la alt om. Dar eu știam din poveștile mamei ce a fost acolo. M-au dus și la biserica unde am fost botezată. Eu știu, băieții de la camere sunt iertători, văd tot. Am încercat la acea filmare să nu dau sufletul pe față, pentru că m-au însoțit în cele două zile lacrimile mamei mele. A doua zi am fost la Cernăuți, în muzeul satului de acolo. Am ales piese și poezii potrivite zonei de unde vin, stării mele, cam poezii, nu am poezii, poeziile mele sunt traga amărășiune, nu prea vesele. Ce zici? De dimineață eram ohorât, cum am început filmare, o ploaie mocănească, opincile mele le puteai storce. Am terminat filmarea, așa a apărut soarele. Nici nu se putea mai bine. Cum tot este hărăsit, tot este... Și omul în comuniune cu natura. Absolut. Potrivit stării nu interioare. Nu s-ar fi potrivit soarele cu tot ce am ați tot selectat dumneavoastră, da, ca să, da, filmați acolo. Da, cam așa. Dacă această întâlnire de acum am fi avut-o cu o lună în urmă, aș fi zis că imaginea mamei care și îngroapă agoniseala, care și ia cămașa de nuntă și pe micuța Sofia, părăsind o Bucovină ocupată de trupele rusești, e o imagine de film care ar putea fi ecranizată. Doar că astăzi, istoria se repetă. Tragismul acelor vremuri au revenit, iar dramele oamenilor ce trăiesc acolo sunt sfâșietoare. Ați trecut prin asta. Ce era în sufletul mamei atunci? Eram prea mică și știi, în lumea satului se spune așa, copii, când bătrâni sau oamenii maturi se întâlnesc la o poveste, la așa, se spune copilul, nu sta în gura bătrânii, oamenilor, du-te și te joacă afară. Deci, direct, mama nu mi-a spus prea multe, dar eu curioasă, fiindcă nu aveam cu cine să mă joc, îmi făceam singură păpuși din prosop legat cu o băsmăluță și îi lălăiem, îi cântam ceva. Ascultam, nu așa am aflat de tot amarul care... Și pe mama mi-o amintesc în genunchi tot timpul cu lacrimile care se n-o dau în barbă. Nu
numai sufletul își spunea, îți dai seama, numai lacrimi era tot timpul. Nu ne-am, adică nu știam nimic dacă mai trăiește tatăl sau nu. Tatăl, știu că a fost mulți de lângă dumneavoastră, a plecat în război unde a și căzut prizonier. Da. Cine a câștigat, doamna Sofia, din acest război și am vrea să știm cât ați pierdut dumneavoastră și ceilalți români prinși între aceste sârme ghimpate ale tranșeilor? Vasilica, dacă e să trag o linie și să fac, pentru că, fiind în lumea satului, mama m-a pregătit pentru viață. Deci fata mea, săracă, fără o palmă de pământ, bucăția este priceperea, să nu-și stea mâinile în loc niciodată. Deci, nu mă laud, știu să țes covoare, știu să mult vacă. Mama v-a învățat să... Absolut, adică trebuia să știu tot. Lucru câmpului, lucru la gospodărie, când se dă mâncare la animale, cum aveam pe negruța, o găinușă mică. Găinușa, mic, aceea prietena din tip, copilărie, da, cu care v-ați trezit la un moment dat că era în farfurie. Da, și care a fost drama mare, pentru că negruța ne aducea mama castronul cu mâncare și negruța tip venea și ciugulea ea pe o parte din farfurie, din castron, că nu erau farfurii, și din castron și eu pe asta parte. Era căldură mare și eu o înveleam, o îmbrobodeam, o înfășam, îi lăsam doar ciocul și ochișori afară și să lăsam îmbrobodită și învelită și o legam, făcuse un legănuț mic, erau jucăriile mele și mătușile mele spunea ce găină proastă, cum stă fofolită și cu pene și nu cârie, nu se mișcă, deci și în momentul când mama hai la masă și am văzut că avem carne la masă, știam că nu, carne nu mâncasem. În momentul ăla nu văzusem pe negruța din ce strigam. Când strigam negruța, ea apărea. Negruța! Și mi-a venit în gând și m-am dus afară unde se adunau gunoiul, că așa e la graj, se adună într-un anumit loc. Penele ei erau sus deasupra. N-am mai mâncat, am plâns-o. În felul meu, da, sunt lucruri. O poveste care n-am spus nicăieri. Știi, peste timp, de acum cântăreață, de ce mi-am adus aminte de treaba asta? Pentru că o soră de-a mamei mele, au fost patru frați, n-a reușit să se refugieze și a fost dus în Siberia. A fost căutată de un frate de-al mamei, care mi-a fost și nașul de botez, prin Crucea Roșie, căutată, n-a găsit, a murit în Siberia. Dar la un festival internațional din Siberia, că am fost și pe iarnă și pe vară. Pe vară era acest festival, au fost și din formație și din Italia, din Spania, din Turcia, din România, am fost cu un grup din Pașcan. Și la un moment dat, au fost trei zile, cât, știu, 20 și un sfert, eu nu, cam la jumătate de oră era programul, atât. Eram singura solistă, cu dansatori, cu orchestră și a venit un domn, după a doua zi, după primul, și-a spus, vreau să stau de vorbă cu cei de la conducerea din România. A stat de vorbă și-a spus, eu vreau pentru mâine să veniți la masă 6 persoane. Da, vă rog să nu mă refuzați. Bine, în grup am fost și eu. Ce se întâmplă? Domnul respectiv era medic și știa o poveste de la bunicului care se prăpădise, se dusese în altă lume. A fost martor. Bunicul spunea că a fost martor atunci când au venit oamenii din Moldova deportați. Când în preajma iernii, cum s-au adunat și cum au tăiat lemn și cum au făcut case, cum au săpat pământ, cum au luat iarba, au tocat-o și cu apă au făcut acel care să căptușesc pereții pentru... Și a spus atâta hârnicie și atâta unitate și atâta înțelegere. Și el vrea să cunoască românii de acum. Bunicului plecase, era avea și el o vârstă de acum. M-a dus cumva cu gândul la... Acele vremuri. Dar mi-a plăcut că avea o părere atât de frumoasă despre românii noștri, care la greu se ajută. Vasilica, știi că în lumea satului se întâmplă și acolo să fie lucruri care nu,
oamenii nu se înțeleg. Te miri de la un hotar, de la un gard, de la... Nu te miri. Nu vorbesc cu Ani, dar la un necaz. Uită, vine ăla care... Mă rog, e certat la ăsta care e necășit și spune unde să mă duc, ce să fac, ce trebuie să fac, trimite-mă. Este un lucru de nu se poate mai frumos. Asta sunt, eu cunosc, asta din lumea satului, nu spun povești. Astea le-am trăit și le-am crescut acolo. Ei, deci, nu-ți spun povești. Asta e mare lucru. Să fim mai uniți. Eu cred că și pandemia, iartă-mă că atac un alt... Nimic. Trecem dacă am fi mai înțelegători, mai iertători, mai toleranți, mai... Ar fi mai bine, dar ne-am văzut toți Dumnezei. Toți hotărâm, toți desființăm orice că noi judecăm. Nu. Și aici cred că... Revenind la niște vremuri la care ați fost martoră, fără voia dumneavoastră, căci așa cum ați zis, toate sunt, da, cum spuneați în poezie, da, toate sunt stabilite de sus. De sus, pentru, da, ce să dai din coate și să... Proveneați dintr-o familie înstărită, cu avere, cu animale în ogradă. Da, 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 de toate. Ați ajuns să locuiți cu mama într-un bordei de multe ori inundat, trăind din ajutoare americane, mâncând o pătrățică de ciocolată în spatele curții. Cum vedea micuța Sofia lumea și mai ales care erau visele unui copil care nu cunoscuse ce înseamnă bucuriile copilăriei? Vise? Da. Nu. N-am avut nici vise. Deși să știi că fiecare dintre noi, Domnul, are câte o poveste. Degeaba te scăznești tu să fii ca nu știu cine. Nu. Tu ai drumușorul tău. Totul e să-i mulțumești, să nu uiți că fiecare clipă ți este dăruită. Eu am rămas la vechile mele tradiții. Încerc să mă adaptez vremurilor, că este altă lume. Dar nu uit ce m-a spus, ce m-a povățuit mama și că așa cred că e bine să încerc și eu la rândul meu, dacă mă ascultă cineva, să știe că noi nu hotărâm nimic. Și pentru că modulăm așa tonalitatea, vreau să vă întreb, știu că mama nu a fost de acord să cântați, tatăl nici atât, pentru că vă spunea să nu cântați nici măcar prin casă, doar mătușa Saveta v-a împins pe drumul acesta, da, al cântecului. Tatăl a plecat cu oful ăsta, considerând că, deși întotdeauna un model de urmat și o eleganță aparte ați avut-o și ați fost supusă admirației tuturor, ce ar fi vrut tata pentru dumneavoastră, pentru fica lui? Vasilica, deci tatăl a venit marcat de acolo. Avea 35 de kilograme când, da, s-a întors de pe front și nu l-ați recunoscut om, da, un când, când v-a zis scurit. Să... Dar bine, la tata eu m-am uitat în ochii mamei pentru că ea mi-era, nu știa nimic despre el. Și mama a spus, da, este tata, du-te că-i tata. Tatăl a venit marcat, n-am știut niciodată cât a suferit acolo. El, în general, n-a fumat, n-a băut, a fost un foarte generos, foarte harnic. Mi-ar fi plăcut să-i semăn lui. Știi ceva? Nu, eram măritată deja. L-aveam pe Vlăduț, băiatul. Și el spunea așa, tu ești femeie măritată la casa ta. Ce faci tu de umbli prin lume? Nu-i pentru o femeie măritată. Așa că gândește-te că ar trebui să stai la casa ta, lângă bărbatul tău. Nu i-am răspuns. Să știi că s-a și mândrit cumva cu mine, pentru că îmi povestea mama că într-o seară el întotdeauna își lua un aparat de radio pe baterii, că nu era lumină electrică, mă rog, și îl butona și își punea câteva merișoare așa pe după și le curăța și... Au intrat doi cetățeni, plecau spre Putna la mănăstire și bună seara, era pe seară, bună seara. Aici stă Sofia Vicoveanca, au întrebat domnii, la care tatăl a spus, nu, aici stau eu. Și se întoarce și spune, da, așa e fata mea. La care oamenii s-au speriat și au spus, vă rog să iertați, mama mi-a povestit treaba asta. Deci se mândrea, dar avea acea demnitate.
și nu mai cântam. Când mi-i frică inima, of, of, și iar uf, eu zic cucului să tacă, el să mută pe-altă cracă, cântă-ne șiudă ca să-mi facă, of, of, și iar uf. Că v-ar fi plăcut să semănați cu tatăl dumneavoastră, dar poate că semănați pentru că aveți o sobrietate cunoscută tuturor celor care v-au, v-au întâlnit, nu neapărat prin cântec și civil, ca pe persoană fizică, nu ca artist. Aveți o eleganță și o sobrietate și o seriozitate, tot timpul v-au însoțit. Poate că vin toate astea din copilărie. Poate că asta e povestea mea. Poate că ăsta e drumul meu. Dar, Vasilica, deci, ai povestit numai și Saveta. Așa. S-a stins. Era cumnata, fratele, soțul ei, ea n-a avut copii. Ea probabil s-a realizat cumva prin mine. Fratele tatălui meu, Nistor se numea, soțul ei, a fost și el în lagăr, în alt lagăr, n-au fost împreună. Eu acasă, eu aveam 11-12, mergeam cu ziua la lucru, la prășit. Deci reușeam să-mi fac un bănuț pentru ceva bumbăcel, să-mi cos cămașul. N-am purtat, n-aveam voie, așa spunea tata. Tu ești fată năcăjită, nu trebuie să porți cămașă cu verde, cu albastru, cu roșu. Tu trebuie să te ții după poziția ta de fată năcăjită. Deci, cu altiță, dar cu mătasă crem sau mătasă albă, așa era. Și acasă nu cântam, pentru că respectam această stare a tatălui meu. Și cântam la prășit, dădeam un glasul. Nu făcea nimeni porția, adică eu îmi făceam treaba, dar cântam. Mătușa mea m-a ascultat și zice, tată, tu nu trebuie să mănânci pâine de la coada sape. Tu pleci în urmă. Nu, este să plec, mătușa. Lasă că mătușa rezolvă. Mătușa, pe secret și față de soțul ăștia, s-a interesat, s-a dus, m-a luat de mână, ne-am dus la Rădăuț, ba, spunea că nu știu ce, unde mergem la prășit, aiurea, ne-am dus. Și s-a dat pe când am reușit, că am vorbit cu o altă mătușă care m-a preluat la Suceava, deja se dădeau cărțele pe față că trebuie să plec. Mama, supărată, pentru că erau frații mei și sora era mică, eu numai nu i-am alăptat, că aveam grijă de ei. Erau 13-14 ani de acum, era mărișoară și pleca ajutorul, știi? Și era disperată și când a văzut că nu e de glumă că eu plec... Ce-ar atunci... fi dorit mama să rămâneți lângă dumneavoastră? Mă pregătise pentru viață. Vasilica, rog, domnul, să nu mă aude. Am mai spus-o și de fiecare dată. Dacă ar fi să o iau la început, eu n-aș muri de foame. Știu să fac de toate. Dar, hai că laud asta, dar nu, este adevărat. Deci, ea știa cum m-a format, cum m-a pregătit pentru viață. Și plecam în lume. Așa erau vremurile. Dacă ai plecat din sat, puteai să fii icoană. Erai un om pătat. Plecat ești, plecat să fii. Nu mai revii
la munca din sat. Niște prejudecăți care așa erau vremurile. Măcinau pe interior, cu atât mai mult cu cât truda acelui plecat era una sigur, mare. Sigur, grijă și emoții, mă rog. Am plecat, m-a preluat la Suceava mătușa. În sfârșit, am intrat la ansamblu, la Ciprian Porumbescu, peste vreo 2 ani. Și acolo ați fost remarcată de Stelian Dinu. Dinu Stelian, da, marele dirijor la ansamblu armate, pentru că colegii mei din cor, eu am intrat în cor, la secția alto. Ei s-au pregătit cu romanțe, cu mare din opere, liduri. Eu când e popular, era o perioadă când nu mai erau soliști, era o criză de soliști vocali. Plecase doamna Ștefania Rareș, și Ștefania și Artemiza Bejan plecase, deci Simeon Pop, mă rog, al noi la care îl știm noi, altul, era mărunțel și unul pungior, așa. Și am atacat un cânec, sună Cotrălin din Frunze, la care țâșnit maestru din ăsta și a spus, iată-vă solista, ce mai căutați, ce mai umblați, nu știu ce. Nu înțelegeam ce vrea să spună. Am fost folosită solistă, dar în cor am fost multă vreme. Încadrată în cor, da, dar de fapt prestațiile solistă, erau da, de solist. Ceva care eu, dacă am fost martor la toate evenimentele satului, am scos la lumină cântece de acasă, știi? Ăsta a fost norocul meu. Dumnezeu a avut alt gând cu mine, știi? Să mai spun ceva. La ora 1 se trenau repetiții, plecam acasă. Sediul nostru era lângă Mănăstirea Sfântul Ioan. Eu îmi făcusem cărărușă la mănăstirii. După ce ieșeam de la repetiții, mergeam la icoana Maicii Domnului și stăteam în genunchi ori în șir. Nu ceream nimic. Frumoasă nu eram, nu știam ce zace în mine, dar pentru că eu când am intrat la ansamblu, fetele erau ca pe un pod, elegante. Eu aveam 2 fuste și 2 bluze. Elegante, machiate, coafate. Eu eram precum musca în lapte. Nu ceream nimic de la icoană, stăteam până simțeam că pot să iau de la început. Adică să merg mâine iarăși la repetiții și iar. Chiar colegii mele zicea, ai o gazdă aici aproape. N-am zis nici nu, nici da. Dar... iată ajutorul peste timp. Dumnezeu a lucrat. Mult. N-am cuvinte să-i mulțumesc. Pentru că la venirea pruncului meu pe lume, și aici este un dar, pentru că aveam ani de căsnicie și nu mai apărea pruncul. În 70 a fost prima mare inundație în țară la noi, în Ardeal. Și atunci s-a văzut generozitatea oamenilor. Au sărit cu bani, cu ajutoare și a apărut o listă. Cine dorește, am mai spus eu asta, dar nu aici la voi. O listă cine dorește să-mi fieți un copil. Știu că v-ați dorit asta, doar o fetiță, că da, dorința s-a materializat, avea și nume, Sânziana. Da, și-a ieșit pe pelea, pentru că nu s-a mai dat. Am fost 24 pe listă și singura familie fără copii. Dar la o lună, Ceaușescu a luat, că era perioada de cenzură, a luat măsuri cu leagăne că mine, unii copii și-au găsit părinții, și la o lună am simțit că am pruncul meu. Pe Vlad. Și așa, pe Vlad. A fost, am mai vrut copii. N-a fost să mai fie. Deci, eu cred că este un copil dorit. În afară de faptul că vocea v-a coborât cu o terță. Mult. Ce e o poveste pe care o știu foarte, o știe foarte multă lume. Spuneți-mi, v-a fost vreodată teamă că nu veți mai putea cânta? Nu neapărat să vă părăsească glazul, ci iată, o perioadă a pandemiei, precum cea traversată recent. Da. Știi că nu mă gândesc la asta, dar asta înseamnă că nu trebuie să stau locului, trebuie să mă exersez ca să nu lasă să atrofieze scorzele, pentru că și ele sigur, trebuie să... Există un exercițiu și de vocalize. Vara, la bloc nu pot cânta, că se aude. Dar încă mă țin de volan și plec în pădure și cânt. Am căsuță la Vico, cânt acolo și când e la București, cânt aici. Așa, mult, un pic așa să-mi... Să simt că eu știu ce trebuie, cât trebuie, știi?
Revenind la 1970, la inundații, voiam să vă întreb ce a schimbat apariția lui Vlăduț dincolo de această modificare a ambitusului. Păi, în primul rând că încă eram tânără, arătam foarte tânără și cu glasul de bătrână. Nu se mai potriveau codițele și florile în păr și nu aveam traistă, nu aveam opinci. Catrin era la pulpă, la jumătatea pulpii. Eram înținută, vestimentație de fată, de fată, de tânără. Tânără, da. Da. De nevastă tânără chiar. Nu se mai potrivea. Și atunci am apelat la costumul bătrânesc de la munte. Baspa neagră cu ciucuri, cătrânță lungă, traistă. Mărgele au apărut ceva mai târziu. A frapat. Una, că am schimbat repertorul. Aici am putut aduce Doina, balada, descânte cu chiar bocet. Și un contrast foarte puternic între înfățișare și timbru vocal, care impunea... Da, și a frapat. Știi că din orice zonă ar fi, fiecare are o străbunică într-un costum de pe alte vremuri și s-o regăsi probabil, indiferent pe ce poziție socială ar fi. Undeva le-am adus aminte, poate că și la noi, cui de Maramure sau din Banat, bătrânii, bunicile noastre, purtau basma neagră și așa, costumul sobru, sobrietate. Și glasul mă obliga cumva să fiu așa. Da, și am lucrat, am adus lucruri noi. Da, ia câtă, mă laud, așa e? Nu vă laudați. Da, da. Și uite, așa au curs ani și iată-mă. Căile Domnului încurcate fiind, dar cu înțelepciune ele, de fapt, au schițat planul așa divin, prestabilit. Da, e un drum care, repet, nu am cuvinte să-i mulțumesc tot timpul. Ați ajuns la Ciprian Porumbescu. Da. Angajată în cor, deci erați solistă, în afara lui Dinu Stelian. Ce alte întâlniri miraculoase v-au marcat drumul vieții? Și dacă ar fi să vă gândiți la oamenii providențiali pe care i-ați întâlnit, făcând referire la parcursul dumneavoastră strălucit. Vai, mă tem acum să nu cumva să uit pe cineva, pentru că au fost foarte mulți oameni. În primul rând am lucrat cu maestru George Sârbu, care, pe care îl salutăm a venit, și dorim sănătate. A venit, Doamne ajută, un stil aparte, foarte mulți alți dirijori au preluat din ținuta lui și din seriozitate și, mă rog, fiind foarte exigent, așa, a croit drumul multor interpreți, sătuindu-i ce și cum. Am lucrat deci împreună mulți. Vreau să spun, la un moment dat, vorbesc din acea perioadă, maestră coregrafă, Ilona Iacab. V-a învățat să stați... Da, m-a invitat să mergem să fac repetiție. Să priviți lumea cu grație. Da. Să vin la repetiție la sala de balet, să facem ce am spus eu, să intru cu ciorap de picior, așa, să întrebați. Nu, noi două vom lucra. Pentru ținută, pentru mișcare, pentru... Nu știu dacă aveam... N-am fost prietene. Era o tipă care avea o alură așa foarte. Și nu știu, ea a fost cea care a ținut și făceam, oboseam, mișcare la bară. Uite așa, uite așa, umerii lăsați, uite înainte. Nu trebuie să te jenezi, sânii este frumusețea femeie tot timpul. Burta strânsă, adică lucruri și oboseam, zice, nu te așezi. Acum te așezi, tot oboselează și așează pe copse, adică sfaturi. O atitudine care v-a însoțit permanent. Da, am avut grijă. Să spun ceva, acum la vârsta mea, mi se... N-ar trebui să spun, dar spun. Da, ziceți, orice ziceți la voi. Picioarele, am probleme cu picioarele, mă mai doar, dar eu stau la etajul 2, când urc și când cobor, îmi imaginez că în față este camera de la vedere. Mă filmează. Iată un exercițiu care... Și dintr-o dată se îndreaptă, nu pot să merg mai repede, dar n-ai să mă vezi nici așa. Asta e tot, am mai spus la cineva, așa, numai
ce o să o au. Asta e un sfat bun. Mai, da? Mai exersați vreo poziție din cele cinci? Sau nu știu dacă zic nu, bine nu, de la nu, balet? Nu, nu, nu. Adică să fiu... Foarte conștientă de poziția corectă a corpului. Da, și eu am avut norocul să joc în câteva filme. Și apoi știu, adică am avut diverse roluri și trebuie să fii tot, chiar dacă am fost tot o femeie de la țară, mai năcăjâtă, mai nu știu ce, dar tot știam că sunt urmărită de cameră. Deci, mi-aduc aminte o singură dată, Mircea Daneliu, în Vânătoare de Vulpi, soțul meu a fost Mircea Diaconu. Și cei de la Râne cu Vâlcea au spus, știau că sunt distribuit în film. Aveam zile când nu eram la cadru și au zis, veniți să facem un spectacol împreună. N-aveam treabă cu nimeni. Da, sigur, duminică. Luni trebuia să apar la cadru. Trebuia să dau mâncare la niște găini cu vățică, o armată de oameni care urmăreau. Și apar eu să dau și zic, stop! Mircea, regizorul. Sofia, unde mi-ai fost? În momentul am crezut că pică cerul pe mine. Am crezut că nu mai ești nevasta lui Pătru Șelțu. Ești Sofia Vicoveanca. Înapoi. Eram dreaptă. Eu dădeam. Trebuia să fiu o femeie mai năcajită. Mai... Să vă conformați prima, rolului. Singura observație. Dar ați avut și rol de regină în Sara de Bucate? În Sara de Bucate, da. Oh, și atunci mi-aduc aminte că după film a apărut, mă rog, acea casetă și am însoțit-o pe nora mea cu Sofie, cu nepata mare, la un medic trebuia, era pe iarnă, înfofolit în cojoc și cum am intrat, era foarte multe mămici cu prunci, așteptau așa și n-am intrat și noi și era o fetiță cu mama și spune, mama, uite pe... doamna din Sara în Bucate, pe regina din... A, momentul, am simțit că mă topesc. Adică, și nu eram nici machiată, eram înfofolită. Și văzuse filmarea, caseta, da, și... da, mi-a adus aminte de... Scrieți poezii, cântați, ați jucat în filme. Îndrăznesc pentru că... este domeniul nostru... cel al muzicii populare. Vreau să vă întreb, doamna Sofia, ce părere aveți de acest val de tineri care vin din spate și prin prisma mediatizării foarte des ajung să fie foarte cunoscuți, foarte apreciați de un public care nu mai ține cont de tematica textului, de costumul care începe să fie din ce în ce mai stilizat. Avem interpreți foarte buni și, da, să știi că îi și înțeleg. Pruncul meu, care mănâncă pâine de ce este cameraman, operator, și spune, mama, tu ai avut noroc pentru că când erai tu copilă și târziu nu era televizor, radio, deci tu ți-ai alcătuit repertoriul din cântecele satului, așa, care se obișnuia, deci ai avut noroc, ai venit cu un bagaj, tu trebuie să înțelegi, dar nu am treabă, totul e să respect, am mai spus-o, n-aș vrea să necăjesc pe nimeni, dar știu că se dau foarte mulți bani, că mai sunt diversi care transformă dintr-un cântec în altceva, în alt cântec. Este o variantă. Acum, eu le-am mai zis la cei care am simțit-o că ascultă, vreți sau nu vreți, ar trebui să ascultați pe cei mai dinaintea voastră, să vedeți ce au cântat. Că în momentul când faceți acest schimb, dai banul să-ți dea materialul, întâi îl asculți. Să vezi dacă nu au făcut dintr-un cântec... Deja cântat, poate, și atunci sigur, seamănă foarte cunoscut. Mult. De exemplu, ca la noi la Fălticeni este un cântec râșlagăr și s-a făcut altceva care nu este ca la noi la Fălticeni. Dar te duce cu gândul, este ca la noi la Fălticeni. Sau aseară vântul bătea, sau a făcut joc de Bucovina. Adică sunt lucruri care nu trebuie să se întâmple. N-ar trebui. Dar sunt. E frumos, e normal. Să vină din urmă și să preia. Și depinde.
înainte și astea-s vremurile, au apărut atâtea televiziuni, au apărut instrumente care nu sunt în Bucovina. Taragotul care ține de banat, acum este foarte prezent în Bucovina și alte instrumente, sigur. Lumea este într-o continuă schimbare, absolut. Ca și vremurile. Gata, ca și vremurile, da. Dar când ați cântat prima dată la Chișinău cu maestru Bodgros? Știi, când am momente de încărcătură, mă duc cu gândul acolo. Și dacă e noapte, retrăiesc emoțiile din acea perioadă. Și mi se duce noaptea. Pentru că a fost bucurie, o trezire cumva de neam și de... Dar emoțiile au fost copleșitoare. Adică n-am crezut, mi-aduc aminte că prin telefon am vorbit cu maestrul Bodgros și el la un moment dat zice, vă așteaptă toată Moldova, am râs cu bărbatul meu, Dumnezeu să-l odihnească, că apoi să, adică toate zilele au fost pline de emoții, de lume, de aplauze, flori, dar rămâne punctul meu de sprijin. Dar emoțiile pe care le-ați avut la Sala Palatului în concert cu Ștefan Bănică Junior. Da. Acolo unde ați cântat jocul capelor, da, de acord. Și acolo o mare de oameni, din nou trăiri și emoții. Da, și am avut și o emoție de care ți-am mai povestit-o, mi se pare. Da, dar mi-aș dori să fie părtaș. În mașină venind încoace am povestit-o, dar... E adevărat că m-a sunat pe vară, deci spectacol de Crăciun, cum obișnuiește Ștefan, obișnuie publicul, sigur el n-a spus ce surpriză va avea, chiar dacă a fost tras de limbă, n-a vrut să spună.
A spus, am fost foarte bucuroasă, după care mi-a spus, măi, eu am înregistrat această piesă, dar n-am cântat-o niciodată și în fața publicului, măcar să o cânți totuși, să vezi, să-i simți odată, cum sigur că da. Trebuie. Și am zis că renunț. Băiatul meu, mama s-aude. Iată, orice directorul vene, de imagine, da, nu, om de televiziune. Până în iarnă tu înveți piesa, nu, mă rog, a avut dreptate. Am venit, am repetat 2 zile cu orchestră, cu lume, cu tot, cu aparatură. Și în timpul spectacolului, înainte, trebuia să intru în spectacol și mă pune Sfântul să mă uit în sală. Când am văzut, am spus, ce caut eu aici? Dar Ștefan îmi trimisese într-o piesă de-a lui despre un refren Crăciun, pe care să-l cântați să-l cânt eu la intrare și am uitat tot. Vin băieții și-mi dau microfonul. Eu am spus, nu știu ce să fac. La care poftim, dar repetat 2 zile. Nu știu, dar nu știam nimic. Eram speriat. Eu trebuia să intru. Vă rog, trebuie să intrați. Mă duc. Dita mai omul. Ani de cântec în sfignare. Nu știam, jur, când am intrat. Pentru că eram surprins. Aia copii în ce traiste. Cum a reacționat sala? Au fost compleșitor. Sala Palatului în două. Dar Ștefan a intuit că e o problemă. Și a început să cânte el. Și m-a luat-o pe el. Îi mulțumesc și acum. Și totul a decurs normal. Excepțional. Da, a fost, da. Dar vezi ce înseamnă ochiul format? Că fiecare dintre noi avem o stare anume când intră în fața publicului. Când intră în examen, Vasilica, doar tu știi, tu când. Așa este. Tot timpul este pragul. Eu m-am sfătuit mulți de care au prieteni cântăreți. Măi, înainte, vii, îl vezi, nu l-ai văzut de mult, îl îmbrățișezi. Înainte de a intra în scenă, lăsați-l. Nu-l stați lângă el ca să intre din vorbele tale în scenă. Poate că se roagă. Poate că își repetă ceva. Există câteva clipe numai el cu Doamne, Doamne. Intrăm în examen, nu-i de glumă. Pentru că așa cum nu sunt degete la fel, așa nu gustă lumea lucrurile. Și ca să nu strici ziua cuiva din sală, lasă-l în pace. Am spus la câteva, nu știu dacă s-or fi supărat, dar mi-a dat dreptate. Ai dreptate. Trebuie. Aveți dreptate. Da. Și pentru că suntem la capitolul acesta cu bucurii, cu întâmplări, vreau să vă întreb, pentru că, bine, eu am citit în carte, dar pentru toți cei care încă n-au reușit să vă citească toate cărțile, vreau să vă întreb, cum a fost prima sărutare finalizată cu 2 pumni cu Vasile la ora satului, doamna Sofia Micoveancă? O, Doamne, vai, atât de frumos scrieți și atât de frumos povestiți, e ca și când s-ar derula așa un film în fața ochilor. Da, eram copilă, ce? Aveam vreo 13 ani, credeam. Și era, Dumnezeu să-l odihnească, pe Vasile, era coleg cu tata la fabrică și eu mergeam cu mâncare la tata și stăteam... în fabrică de creștea, butuci care se duceau pentru tăiat la gater, mă rog, și așteptam tata să mănânce, să strângă blidele, să vină înapoi acasă. Vasile venea și spunea, ba, deci George, fata asta are niște ochi care te bagă în oală. Măi, Vasile, e o copchilă, 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 dar crește. Mă rog, cam astea erau vorbe, dar e un om ăsta, bun. Și la un nunt, cred că Luare de Zestre, dar întotdeauna, chiar la Luare de Zestre, se... orchestra moment de petrecere. Doamne, să se danseze după ce până să scoate zestrea și să plece, creează voie bună. Și a venit Vasile la mama și spune Lele Veronica, așa o chema pe mama Veronica, mă lasă să joc o țără fata. Măi, Vasile, eu nu știu dacă îi ori merge chișoarele, mama. Era tare țanță și mama. Că nu știam dacă știu juca, pentru că nu jucasem încă. Știi? Nu mai dansa. Și el m-a luat la joc. Am jucat, n-am observat că m-au retras mai într-un colț, mai la umbră. A fost o schemă coregrafică asta. Un gând. Era făcut armată, deci era un om de acum echilibrat. Trecut. Absolut. Așa. Și m-a sărutat și eu, mamă, și pun mi-am tras.
Am fugit. Și el s-a dilapat strașnică fata. Cu pumne. Da. Apoi când am mai fost, am fugit de el, n-am mai vrem, când să mai iei la joc, nu mai vrem. Nici Huțanu Mitruț n-a avut sorți de izbândă, cel cu care deci, părinții mama m-ar fi vrut, v-ar fi vrut împreună. Da. Nu a fost să fie, știi? Totul e calculat. La 23 de ani încă erați nemăritată. Da. Până când un strașnic ziarist din București, care din București v-a cucerit. Da, nu știu dacă pe mine el a fost stând de știi, Vasilica, că e normal. Când cineva te cunoaște, îți dorești. Vrei să-l cunoști, normal. Nu știu, vreau să număr stelele, nu știu ce vreau eu. Ca o fată. N-am avut prietenii din alea, pentru că trebuia să am grijă, tot sfatul de acasă, ai grijă ce faci, cum te porți și cum... Și una că la a doua întâlnire mă șucerul din nevastă, adică și noi ce-l cunoscusem. Ziarist a venit într-o delegație la Suceava și cu băieții de la ansamblu vin la un spectacol, m-a văzut un spectacol și a zis, vreau să cunosc și eu fata asta. Da, nu e o problemă, da. Și... Cam așa a fost, or am fugit de el. Tare mult, dar a știut, s-a ținut de mine și bine a făcut. Bine ați a făcut. Acceptat ideea căsătoriei fără nuntă? N-ați purtat rochie de mireasă? Nu, n-am fost mireasă. Nu regretați că n-ați purtat niciodată în viață? Nu, știi de ce? Tu știi că în lumea satului, când vii de la nuntă, ești, cum a fost mireasa frumoasă? Eu care nu mă știam o frumoasă, n-am vrut să fie cineva întrebat dacă a fost frumoasă sau urâtă. Și am spus la bărbatul meu, eu nu vreau să fiu mireasă. De ce? Și spun, uite, așa e la noi. Așa. Dar pentru mine ești frumoasă. A zis el și am spus, bine pentru tine, dar așa se întreabă. Și nu vreau să fiu. Bine, m-a înțeles. Știi? Păi că el mi-a dirijat lectura. Mi-a dat cărțile și pur mă stăteam de povești. El a fost primul meu spectator. Primul meu sfătuitor. Era perioada de cenzură și spunea, bagă de seamă la ce bancuri risc. Dacă e un banc cu tentă politică, s-ar putea să fie ciripitor din grup. Și dacă tu ai râs pe ceea ce s-a spune în bancă, spune că de fapt ești de acord. Adică totul verificat. Am avut totdeauna pe cineva care să-mi fie alături, știi? L-am pierdut într-un moment când aveam mare nevoie și asta îl regret. Ați acceptat această idee a singurătății? Sau poate că nu sunteți singură, că l-aveți pe cele două nepoțele, l-aveți pe Vlad, o aveți pe soția lui Vlad? Vasilica, singurătatea nu e frumoasă, dar încerc să nu las urâtul și singurătatea să-mi bată la ușă. Am 130 de ghivece de flori. Am câteva bețive care vor multă apă. Stau de vorbă cu ele. Cred în semne. Când n-am luat o razna, încă. Dar... Am o întrebare și vis-a-vis de această strânsă legătură a dumneavoastră cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem, pentru că El este în noi, în fiecare din noi. Totul e să știm să-i mulțumim pentru fiecare clipă. Îți spun numai un semn care am pus și pe... Eu sunt măritată cu Facebook-ul, știi? Și am... Dacă eu, de-a lungul atâtor ani, mă culc târziu, dimineața nu stau cu soacră, mă trezesc mai târziu. Mă rog. Dar în baie am pe faianță câteva axibilduri, ce rățuște. Așa. Eu dacă una alunecă, eu o aud. Așa mi-e somnul. Și la baie am un obârlic, deci o caf, cum e la bloc, un gemuleț mic. Da. Tot timpul este deschis. Aud un zgomot în casă. Măi, ce se întâmplă? Mă ridic încet, mă duc după ceva, un vâlfuit. Am florile multe, am un balcon care este închis cu termopan și, mă rog, am multe flori și rafturi peste tot, mă rog. M-am dus după zgomot. Era o pasăre neagră cu picățele, cu așa, parcă era stropită cu var sau cu ceva galben, cu un cioc foarte lung.
N-a făcut ravagii printre flori, s-a dus, dar s-a dat pe după perdea. Știi? Geamul fiind termopanul. Și apare o surată de ei de parte de geam. Și bat în geam. Ele comunicau. Una de afară și cu asta mea dinăuntru. În momentul ăla, îți jur, am spus, Doamne, noi de ce nu putem fi așa? Să ne înțelegem, să ne sfătuim. Ce îi spunea? Că sunt lângă tine, că sunt cu tine, nu știu ce. În momentul ăsta am zis, Doamne, de ce nu putem fi așa? Aia a zburat, a rămas asta, am prins-o cu perdeaua așa și am luat-o și am spus să-i dau miez de pâine. Și am spus, Sofico, trezește-te pentru că ea nu-ți înțelege gestul și poate să neacă. Încerca să mă ciupească, avea un cioc lung, galb. Da-ți fac o poză să te pun pe Facebook, că nu o să mă creadă nimeni. Am făcut păreri. Că a fost grau, că a fost mierlă, nu știu ce a fost. Dar ziua mea a fost o nebunie. Ce a fost un semn? Este semn. Al comunicării, iată, nu numai... Poate că... Adică n-am mai avut niciun fel de singurătate, de amar, tot a fost lumină. Un alt semn. Anul trecut în vară, în pandemie, la Vico, aveam acolo un legănuț din ăsta între doi copaci, stăteam, era duminică, toată lumea pleacă la biserică sau, mă rog, eu stăteam, era foarte cald, bine. Și era un pui de vrabie care zbura și eu îi zic, măi, ce mățățâcă ești. Și zboară și vine jos la picioarele mele. Eu, încet, mă las să pun mâna pe tine, spune. Eu pun, o iau în mână. Mamă, ce mică ești! Vreau să-i fac poză. Să știi că nu prea sunt... nu mă prea pricep. Și cu Facebook-ul am numai câteva lucruri, le știu. Nu le știu toate. Da, ți-ai învățat. Oricum sunteți foarte activă. A stat... Putea să zboare, că zbura, nu era... A stat pe deget până am fixat eu să-i fac poză. Extrem. Și am spus, Doamne, n-a plecat. Apoi am luat-o și să-i dau mâncare... Am stat toată ziua, dacă vine la mâncare, a zburat după aceea, nu s-a speriat. Și am spus, Doamne, mi-ai trimis voie bună și lumină. Știi că asta înseamnă lumină. Astea sunt, eu cred, care îmi dă forță, îmi dă putere. Nu mă simt singură. Știi? În 1992 vă aflați... într-un hotel în Bacău, într-o cameră friguroasă și vă uitați la televizor, la expoziția internațională prezentată de la Sevilla, prezentată de Casa Regală. Știu că atunci v-ați rugat și v-ați dorit foarte mult să ajungeți, să prezentați tradițiile noastre strămoșești într-un astfel de context, într-o astfel de expoziție. A doua zi, ce s-a întâmplat? Pentru că ați fost sunată. Da, să plec în... Taman în locul în care sau pentru care v-ați rugat cu o seară înainte. Să știi că nu pun asemenea dorințe care uneori nu se pot realiza. Probabil că așa era să fie. Dar nici păcat nu e să le tăinuim acolo, ca pe o dorință așa lăsată la îngăduința lui Dumnezeu. Să ne dorim cu ardoare. Da, am mai avut o altă surpriză. Am fost invitată de Casa Regală și am primit o distinție. Ordinul de cavaler? Da. Și m-am îmbrăcat eu cu mărgele și împodobite și băiatul meu spune, mama, unii te duci așa împodobită. Păi da, în primul rând că am cerut voie să vin în costum popular și am spus, nu, că aici este o regulă, trebuie o ținută specială. Și am spus, eu ar fi nedrept față de costumul meu, pentru că prin el m-am remarcat și, da. nu e normal. Și pruncul meu spune, mama, unde te duci? Ce vrei să areți? Pune, dar cum să mă îmbrac la... Mai așa, de gospodinuță, de nu știu. A avut mare dreptate. Da, m-am dus, a fost o chestie care am primit acceptul de a veni în costum popular și am schimbat costumul, n-am mai venit cu mărgele cele încărcate și cu... Dar v-ați dus în opinci? Fără ele nu plec. Fără ele nu plec, da. Și mă simt și bine în ele și cântecele mele, te rog să ierți. Acum, de când suntem în nenorocirea
Asta, am deja 5 cântece noi. Oare, Doamne, nu cutez prea mult la vârsta mea să mai... Dar să nu treacă timpul cu gânduri urâte, cu ce văd la televizor. Am slăbit 4 kg de când scuz știrile astea urâte. Mănânc normal, eu am grijă de mine, dar am slăbit. Nu mai mă roade această durere și această nedreptate, nu știu. Și am mai lucrat ceva. Iar trebuie tematica, spuneați că este una adaptată acestei... Vremurilor. Da. Adaptat. Am terminat o nouă cărțulie. Așa. Se va intitula Drumuri cu cântec și credință. Cred că am vreo până în 50 de poezii, desene în creion, sunt vreo nu știu câte. Că și desenez, am nebunit din lumea satului, da? Și partea de proză, întâlniri de pe drumuri, de pe tren. Pe tren poți descoperi atâtea povești. Ne puteți da exemplu de o istorioară, o întâmplare de pe tren? Oarecare soar, da. Oricare vă este una care mi-a venit așa. Nu cea de la Ateneu cu Maria Tănase. Nu, aia e povestită, nu mai. Așa. Deci de pe tren, vorbim de pe tren. Una. Fusesem filmări de noapte pentru ceva, pentru Crăciun, cred, nu mai știu, de sărbătorile de iarnă. Trebuia să ajung la Suceava, filmasem noapte, eram obosită. Am luat primul tren din București să ajung la Suceava, că 7 ore de mers cu trenul. Și fetele de la Chișeu, s-a întâmplat să am locul de lângă mine liber. În un tren, afară frig, încă nu ninsese, dar era frig. Mi-am pus bagajul sus, geanta alături și m-am lăsat pe cele două locuri. M-a luat somn. Se știe că până la Ploiești, chiar până la Buzău, sunt foarte mulți navetiști. Deci, full. Clasa întâi. Cam și niște tichete, eu fiind refugiat, am niște tichete care câteva călătorii. Bun. Stând întinse, ți-am spus că eu aud când alunecă un acțibil din ăla o răsușcă de pe faianță. Și că somnul vă este mai puțin da, profund. Nu știu. Și simt că încetinește trenul. Era, deci eram mers. Încetinește și simt că fulgeră. Eu nu deschid ochii. M-am trezit, gândesc, sunt în tren, merg la Suceava, iarnă, nu fulgeră. Îmi făceau poze. Extraordinar. Eram întins. În momentul când m-am ridicat, s-au dispărut toate aparatele, nimeni nu mă vedea. Bun, stăteau că trebuie să apropie Ploieștiul. Au cobor, da e. Aștept să coboare, să scot oglinda. Când somn nu știi cum să ești. Înțelegi? Coboară lumea, eu scot oglinda. Ce să vezi? Eram trează, mă rog, speriată. În fața lui era un bătrân, el spune, Doamne, dormeați ca un copil. A fost cel martor. N-am mai dormit, dar nici acasă nu mi-a mai fost somn. Va sări de tot somnul. Da. Adică sunt atâtea lucruri. Asta este o chestie care, dar alte povești care lasă lumea să le citească. Care ar fi cel mai neadevărat lucru care s-a spus despre dumneavoastră? Nu mai știu, zi tu unul și apoi spun. Dacă știi. Da, eu nu știu. Da, adică trebuia să am foarte mare grijă. Soțul meu avea o rubrică de scandal. Fost un ziarist căutat, citit, dar temut. Că avea fost scandal, faptul divers, nu știu, la Scânteia sau nu știu ce, piluri, erau cazuri luate de la procuratură și de la poliție, deci finisate. Omul, când greșește, preferă să plătească, să dea amendă sau să facă pedeapsă, dar să nu fie afișat, să nu știe lumea. Ori soțul meu era cel care dădea lumine, erau lucruri care erau adevărate, nu era nimic cornit. Dacă mi s-ar fi întâmplat mie să mă întâlnesc cu cineva și să avem o chestie neplăcută, soțul meu m-ar fi luat de mână frumos și m-ar fi dus în fața acelei persoane. Eu ți-l prezint acum pe el.
să vadă dacă nu l-am provocat eu cu ceva. Așa era soțul meu. Deci un ziarist foarte... Și mai spune așa, soțul meu. Ai grijă, omul în viață greșește. Ești om, greșești. Dar pentru că ești cunoscut, o să dea buzna peste tine ziariște și o să te toace de mama focului. Dacă tu n-ai să vorbești, nu le răspund nici azi, nici mâine, nici poimâine, nici în zile la rând, și eu o să te toace din nenorocire. N-au să mai aibă ce scrii. Și-au terminat. Mă pune Sfântul să spun la o ziaristă de la, un ziar cancan. Vă rog, nu spuneți la colegi, nu-mi luați pâinea de la gură. Cum atac pe unul s-ar toți. Iată sfatul. E preluată informația. Da. Deci, și tot împânzită e și e greu să pui... Deci și aia că m-ai întrebat, fiind cunoscându-l pe soțul meu, eu n-aveam voie să fiu mai tristă, că omul poate fi și mai trist. Precesc că bărbatul, știu ce, n-am avut probleme cu soțul meu. Că știi că femeia este cea care provoacă. Mă crezi că nu mai știu sfădii? Nu știu, eu acum te întreb pe tine. Vă cred. Nu, că trebuie, întotdeauna, se întâmplă, de ce ai făcut, de ce trebuia să mă întreb, de ce n-ai venit... Lucruri normale, dar pe ton, grijă, nu dictat așa să bați cu... Noi avem mitraliera, gura. Și același lucru poți să-l spui în 10 feluri diferite. Da, depinde... și întotdeauna am avut grijă să mă... Să... Tot la mama am apelat. Ai grijă cum ți-i așterne, așa-i să dormi. Cum ți-i ținea gura, așa-i trăi. Eu și acum, la 100 de ani, încă mă bizui pe sfaturile mamei mele. La fel de elegantă și cumpătată ați rămas și atunci când ați plecat de la Suceava înspre Botoșani, ulterior primirea acelei hârtii prin care vi se spunea că ați adus un prejudiciu instituției, da, și că e bine să vă revizuiți comportamentul, nu ați spus nimic și ați plecat. Da, 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 a fost o chestie. Nu v-a părut care... rău că n-ați cerut niște explicații de la cei pentru care... Nu, nu cer. Iată, tocmai cărora v-ați închinat o viață. Nu, pentru că să nu crezi că dacă iei o hotărâre de la tine, putere, dacă o pun la punct, nu știu ce, nu ți se întoarce acelui care a luat hotărârea. Mă iers, pe tine te sfătuiesc, ai grijă când pui în gând, pedepsești pe cineva, ai grijă să fii blândă. Așa se spune că sabia răzbunării, da, are două tăișuri. Să fii blândă. Lasă-l, mai bine nu-l lua în seamă, că o să fie mai bine. O să-l doară mai tare. Că nu i-ai reproșat ce trebuia să-i spui. Există o plată a lui Dumnezeu? Exact. Nu există să nu primești. Mai devreme sau mai târziu. Nu se poate. Bunica mea avea o vorbă și așa, lasă-l, mamă, în plata Domnului. Așa. Da. Facă-se voia lui Domnului. El le știe pe toate. Nu există om fără... Da, cărare. Mă îndrept tot spre un cotlon mai trist, așa, ca să zic. Atunci când sunteți nevoită, în ciuda deceselor, fraților dumneavoastră, să mergeți să cântați. Și să o faceți fără ca publicul să, da, vă cunoască ce e în sufletul dumneavoastră. Da. Cum reușiți să stăpâniți aceste stări? Vasilica, știi ce înseamnă. Am mai spus-o că intră în examen și uneori îți plânge sufletul sau... Uite, mi s-a întâmplat al doilea fratele meu, era la Petroșani, s-a stins. A fost... N-aveam, că era un eveniment care trebuia să fie neapărat, multă lume. Și a plecat sora mea și mi-a și spus, bine că n-ai fost, pentru că deja, când am ajuns la Petroșan cu o mașină, am avut grijă tot ce trebuiește, dar zice, n-am, mai bine că îl păstrezi așa cum îl știi tu, pentru că, bun, și... Ați mers la evenimentul respectiv, da, dincolo de durerea. Am dat negativul și m-am ascuns după perdea. S-a anunțat așa acum o surpriză care se prezintă singură. Nu spune nume, nu spune aplauze, nimic și dă drumul la negativ. Și apare nebunul. Vreau să spun, nu știam o vorbă,
Măi, nu știam nimic din cântec. Nu știam. Dar, cântând de atâta vreme, era un cântec de soc, am intrat, mă îmbrăcasem, am obișnuit lumea, ba, mă îmbrac cu roșu, ba, cu... încerc să mă asortez. O băsmăluță neagră cu ceva așa foarte discret, mai sobru. Dar e cunoscută că schimb mereu. Cum m-a ajutat Domnul? A ieșit lumea la dans, chiar pe primele acorduri. Vreau să spun că... Cum e trălnice? A, uite, cum e chetanata aia. A, uite cum s-a îmbrăcat. A, uite cu cine joc. Știi, cumva, v-au acoperit, n-ați mai fost în centru. Da. Aveam un, am un cumătru la Suceava care era prezent, știa de necazul meu. Și zice, cumătriță, un domn în spate sus, Sofia noastră, are ceva. După cântec, după nu știu ce, are ceva. Deci atâta. Am venit acasă. Vasilica, numai pereți au putut, au fost martori de amarul meu. Cui să spui? Cui? Am făcut față, am terminat cu bine, dar în adâncul meu a fost. Asta e, chiar mi-aduc aminte, apoi am oprit, trebuia să merg la, după nu știu cât timp, a trebuit să mă duc la Sucevița. Venise mașină să mă ia din Suceava, eu îmbrăcată în costum popular și am intrat la o farmacie, trebuia să niște medicamente. Și era farmacista, bună ziua, bună ziua, eram așa, cer medicamentul, da, zice, zic, trebuie să le iau că mă duc la muncă, la ea face. Muncă? În momentul ăla mi-am adus aminte de amarul meu, de după evenimentul când am plâns acasă și am spus, Doamne, eram la noi două, vă imaginați că cineva drag a plecat și tu trebuie să cânti. Și eu zic, oleu, nu! Vă rog să credeți. Asta e munca mea. Da, cred că am rămas pe veci. Chiar am noi două și fără să fărt un. Atât am spus, vă puteți imagina că cineva drag, scump, numai ești tu, trebuie să bucur lume? Nu? Asta e munca mea. Da. Care este cea mai importantă lecție pe care v-a oferit-o viața? Să nu uiți din ai pornit. Nu ești buricul pământului, niciodată, nicăieri. Să te mulțumești cu ce ai și să nu uiți să mulțumești că nu ești tu întrebi să judeci pe nimeni. N-ai voie să judeci. Și dacă ai fost judecat, lasă-l să fie judecat. Cine merită? Nu știu. Ce pierdem și ce câștigăm odată cu trecerea anilor? Experiență. Ți-am mai povestit eu că și în lumea satului oamenii se ceartă, dar la nevoie vin. Și nu atâta zic unde să mă duc, ce să fac, ce trebuie să aduc, ce-i nevoie. Și n-au vorbit de ani de zile. Cât e de frumos, nu? Tocmai mă pregăteam să vă întreb ce înseamnă frumos pentru Sofia Vicoveanca și cred că mi-ați răspuns. Da, da, în funcție de cum... Cred că mi-ai spus undeva, știi că... Dacă fiecare dintre noi ne-am vedea de drumușorul nostru, că fiecare avem ceva de făcut anume, să te ții pe linia ta ce ai de făcut. Noi nu. Noi ne băgăm în sport, băgăm în politică, devenim regizori, nu, ăla nu trebuie să cânte și cântă și s-o îmbrăcat așa și nu-și vede de treabă. Și ne lăsăm partea care trebuie să o facem, o neglijăm. Și de asta cred că mergea înapoi la multe lucruri. Te rog să ierți. Este o părere, acum am devenit eu judecător. Da. Dar asta e o părere a mea. Că neglijăm ce trebuie să facem noi. Exact asta ne interesează, părerile dumneavoastră. Da. Care ar fi modelul de fericire lumească, pământească pentru dumneavoastră? Dacă nu știu să-ți spun.
nu știu, să fim... Sănătos? În primul rând. Și cei pe care îi iubești, despre ei să știi că sunt sănătoși și sunt bine. Aveți două nepoate. Da. Maria, cea mică, da, și nepoțică, Sofia, și Ana Sofia. Și Sofia. Ana Sofia, Maria Cătălina. Ați zis că cea mică este precum o soacră, așa. Da, pentru că îți spun de când erau mititele acum, cea mare este în anul, ultimul an la psihologie și Maria, în anul ăsta avem un an greu că avem și BAC și admitere. Un succes. Da, ne ajută că tot el hotărăște. Mergeți cu fetele la mol, cu nepoatele? Mamuca e una modernă, e o bunică modernă? O, da, să știi că mă adaptez. La, da, adică eu nu înlătur cei asta am nou. Văzut că ați fost în safari de curând. O, da, în Kenya, într-adevăr. Dar când erau mici, de exemplu, eu am spus așa, uite, vine Sfântul Dumitru, vine Sfântul, vine Moșul Dumitru, Moșul Andrei, și aia mică, mămuca, eu nu-s bunică, sunt mămuca, mămuca, da, moșul ăștia tăi dau ceva? Pentru că moșul Nicolae dă și moșul Crăciun dă. Așa. Dau dacă faceți trebuță. Ce să facem? Erau mici. Una era la grădiniță, aia era școlăriță. Păi nu ieșiți din baie până nu vă spălați pe mâine, vă strângeți jucăriile, dacă mama vă ceva, puneți cervețele la masă, vă strângeți pentru mâine ghiozdănelul ce trebuie să... Da, asta faci mereu. Asta e tot. Bun. Eu și acum, la vârsta asta, eu sunt cu moșul Dumitru și moș Andrei apare. Bun. Aia mică. În casă nu s-a întâmplat nimic. Eu la Suceava, ăștia la București, dar eu din vreme mi le pregătesc. Și mică, da, aici nu vine moșul Dumitru, nu vine nici moșul Andrei, văd că nu vine. Și moșul? Moșul, că mămuca știe, el îi știe pe toate, moșul nu a fost. Mă sună băiatul, mama nu m-a transformat tot sfință, moș, că dau faliment. Da, eu am rămas cu această meteoră. E bine și să-i bucur să... Cum a fost să-i doiniți elefantului în Doamne, safari? N-am doinit, îmi pare rău că n-am doinit. În Kenya, așa. Zice băiatul meu, mama, te prinzi? Mă, nu știu cu cine stai de vorbă. Pentru că știam că e foarte cald și mi-am luat numai sândăluțe și lucrușoare ușoare. Am mai fost acum vreo 50 și mulți de ani și 6, 7, nu știu, cu ansamblu, ce prea am promis cu Suceava, în Congo, Zair, în Nigeria și în Ghana. N-am avut, nu ne-au dus să vizităm așa în savană. Dar acum ați fost răsfățată. Acum, în turist am fost, așa. Sigur. Și am avut norocul să băiatul, șoferul care ne-a dus, mașină, acoperișul ridicat, foarte cald, dimineața la prima oră, că atunci animalele s-au păscut, la adăpat, parc special, alur, de pe întindere, pe N kilometri, așa, drumuri speciale, mă rog, și... Aveați și un ghid care purta... a fost ultima zi, dar ăsta s-a dovedit a fi foarte bun ghid care ne-a dus pe mine, băiatul și cu nepoata. Și la un moment dat am văzut zebre, am văzut girafe, am văzut antelope, am văzut struți, am văzut lei foarte discreți când sunt în perioada lor de împerechere, sunt foarte... Sunt ascunși și așa mai... Timiz, bun. Și am găsit elefanți. Elefantul, care era cam la 4 metri, era foarte supărat, cu trompa scormonea în pământ și a ridicat trompete, arunca și băiatul meu a rugat pe John, așa îl chema John, să dea mai în spate puțin mașina, să ia dintr-un unghi anume să-l pozeze. Da, eu, ce faci? Ai mânca ceva? Încet, tu ca unui copil. Te doare ceva? Ești fetiță sau ești băiețel? S-a oprit și a scuturat tromba de pământ și s-a îndreptat spre mine. Eu m-am gândit că acum, dar nu atac, nu. Regret că nu i-am cântat o doină sau ce-ar fi făcut. I-am vorbit. Deci tonalitatea. Nu știa ce, dar vedea că e ceva blând. Că-l mângâie cineva. Vezi? Dincolo de cuvânt, timbru vocii. Nu știu, timbru, încet, ca unui copil.
Ce ai mâncat? Doare ceva? Tu ai vreun băiețel? Ai vreun copil? Ce? Nu știu ce mi-a venit în gură, nu mai știu ce am zis. Și ați mai fost impresionată de traiul oamenilor? Da. Și a zis ce bine e la noi. Da, asta nu mai... Într-adevăr, cu mască până la ochi erau, da. Circulația este așa ceva, dar nu se ciocnește nimeni. Viața lor este așa. Sunt păcați, sunt veseli. Da. A fost... Chiar la hotel ne-au sfătuit să închidem ușile, că vin maimuțele și fac ravage. Intră în camere și rup tot, desfac tot, desfințează. Da, și sunt foarte prietenoase, așa că le-am văzut și stau, se uită, te analizează și tot așa. E chestie de nuanță, știi cum îi vorbești. Cum... Da, cam așa. Doamna Sofia, când ați plâns ultima dată? O, Doamne, știi, acum de când cu nenorocirile astea în lume... Eu m-am adăugat ceva la rugăciunea mea, mulțumim lui Dumnezeu, spun, am spus așa, Doamne, sunt om și păcătuiesc. Și poate că și păcatele mele au contribuit la acest mare dezastru în lume. Și te rog să mă ierți. Spunând asemenea lucruri, nu le spun cu toată trăirea mea. Nu știu ce să-ți spun. Nu, plâng, nu sunt o plâng, către cine să mă plâng? Către când sunt suflet, singură... Către Dumnezeu? Cum? Către sufleții, către Dumnezeu? Da, când plânge sufletul, e adevărat, se întâmplă, dar ți-am mai zis, când caut de lucru, o femeie dacă nu vrea, nu găsește de lucru. E adevărată vorba după muncă și răsplată? Absolut, da, este. Da, e de șters praful că lăsa așa, sau nu te întreabă. Că e la bloc, e la casă, ai ce face, speli, calci, dacă am o zi urâtă, să zicem, că primesc un telefon care m-a necăjit, se întâmplă. Și dacă ieri mi-am spălat geamurile, stau la etajul 2, mă apuc de nou și le spăl, că trebuie să am grijă să nu alunec pe după, să le spăl. Și mă concentrez, sau calc rufe și să nu fie nicio dungă. Mă concentrez la ceea ce fac și uit. Stă în puterea noastră să putem evita sau opri acest război? Nu știu. Nu, noi să ne rugăm și să fim... Nu, este singură putere. Numai El poate. Numai Dumnezeu poate să oprească. Cu mâna Lui nevăzută poate opri orice. Și fiecare om își are drumul lui. Și eu spun, Doamne, facă-se voia Ta. Cum mi-i scris, așa voi duce. Și îți mulțumesc pentru fiecare clipă care mă dăruiești zilnic. Dimineața când mă scol, eu mă mișc, eu pot merge, că singură, nu greu. Să știi că nu greu singură în casă, dar așa, măcar în gând, când citește gândul, știi? Singură nu greu în casă încă, dar și când ies, nu-mi tașe gura. Da. Cam așa, asta, hai că mai din toate părțile mai întors. Trecem prin toate stările, așa, pentru că aici la emisiunea Sub Lupă telespectatorii văd omul dincolo de de această imagine a lui ca artist. Toți suntem oameni și cred că ne și ajută, exact cum spuneați la începutul emisiunii, să cunoaștem și un pic din povestea celuilalt, că s-ar putea să capeți mai multă forță, mai mult echilibru. Da, și curaj chiar. Da. Raportându-mă la vremurile de acum, vă este teamă că istoria s-ar putea repeta? Dumneavoastră, istoria se repetă, ziceți. Da. Nu, tot în seama lui Dumnezeu mă las. Cum vrea El. Dar asta nu înseamnă să nu mă rog și mă închin și să-i mulțumesc. Nu putez să... Știi, la evenimente nu la anunți. La altfel de evenimente, întâlnire onomoase și spun așa, toate mamele care au băieți, mâna sus. Și să ridică destul. Și mai sunt și foarte tinere, care au prunci,
băiețel de un an, doi, șase, cinci. Când o să vezi să însoare băiatul, dacă nu e însurat, dacă, și chiar dacă e însurat, vă place Nora sau nu, când vin în vizită, luați Nora în brațe, așezați-o la loc de cinste, să vă ducă băiatul acasă. Știi cine îmi răspunde, mamă, bărbați? Doamne, așa ceva nu a zis nimeni până acum. Deci sunt bărbați pățiți. Când soacra, mamă, băiatul nu te uită pe tine ca mamă. Dar înțelege-l că și-a găsit perechea cu care și acceptă-i alegerea. N-ai dreptul să știrbești și să... Pentru că oricum vine la te, nu te uită că ești mamă. Greșesc? Mi-aduc aminte că la o filmare, nu mai țin minte pe ce post, am spus chestia asta și erau doi operatori. Unul la așa și unul tânăr, eu nu credeam că e însurat, dintr-un alt unghi. Și tânărul, când am terminat și am spus, deci am mai spus povestea, nu e prima dată când am spus, a lăsat jos și a spus, mama trebuie să vadă neapărat această poveste. Deci, era un băiat care, mama probabil nu-i accepta alegerea. Trist, nu? Trist, sigur, să te pui în calea fericirii. Și mai spun ceva. Așa, propriului copil. Ești mamă și bănuiesc că și eu zic așa, ca și mamă, îți simți copilul după respirație, dacă este bine sau dacă are ceva. Dacă îi plânge sufletul. Posibil să-ți spună sau nu. Eu, dacă simt, eu nu îl trag de limbă să-mi spun. Dacă vrea, îmi spune. Dacă nu, eu mă rog. Se spune că rugăciunea mamei e cea mai puternică, chiar la un sobor de preoți nu reușește cum reușește o mamă când se roagă pentru copilul. Doamna Sofia, de cine sau de ce vă este dor acum, privind în urmă? Nu știu, momentele sunt... Sigur că noi sunt... Ca fiecare om este pus la încercări. Adică ai și așa, dar apare și lumină. Să nu uităm să... Nu știu dacă am un dor anume. Adică asta ar... Să tânjesc după ceva. Nu pot spune. M-am bucurat. Viața mea este tare colorată și tare faină a fost. Un drum cum alții nici n-am crezut că... Bine, sunt niște mâzgălituri că desenez. Când am des la școală, nu știu dacă... Sau, nu știu. Am să folosesc un cuvânt care pare laudă. Dumnezeu m-a făcut selectivă. Să am grijă ce cânt. Mă iert, m-am laudat acum. Dar am grijă și am putere dacă cineva are o idee pentru un cântec și cumva și mie mi-a fost în gând. Eu am puterea să renunț. Dacă a fost scos la lumină acea idee. Nu măr pe cărări bătute. Așadar să fim înțelepți, să avem răbdare, da, să fim și echilibru. Da. Când și în această perioadă tensionată, cum ar trebui să-L rugăm pe Dumnezeu? Mi-aș dori să transmiteți telespectatorilor un gând care să le dea mai mult echilibru în tot acest context. Fiecare să roagă în felul lui, că nu știu dacă chiar vorbe îți trebuiesc. Chiar o doamnă la Suceava m-a întâlnit și a zis, doamnă, eu nu știu să mă rog, dar nu vă trebuiesc vorbe. Vă așezați în genunchi și cu sufletul care îl aveți, că Domnul știe ce ai și știe drum. Totul e în momentul ăla să fii cu gândul acolo, da? La ajutor. El este ajutorul. Nu-ți trebuiesc vorbe. Știi că am eu niște... Și asta o să apară în cărțulile respective. Eu, în preajma sărbătorilor de iarnă, mai poposesc în locuri unde lumea fuge, de la penitenciare.
Mă duc colinde fără jale, fără cântec de dor, de amar, de numai. Femeia e sfădită cu munca, bărbat care nu duce paharul la ureche. De joc așa mai domol, poezii închinate lui Dumnezeu, colinde, perioada așa. Și chiar am fost în partea Basarabiei la o închisoare de femei. Și le-am povestit că atunci când îți plânge sufletul, când ți-i greu, singurul medicament este rugăciunea. Dar nu spusă numai din vârful limbii și te gândești în altă parte. Să fie acolo, ori nici nu-ți trebuiesc vorbe, cum mă repet. Vreau să spun că la final, sunt niște ani când am fost acolo, că am mai fost și în alte părți, în țară, la noi. Și a venit o femeie cu un carton care era, se vedea că lipise atunci niște floricele, era de mărimea unei cărți postale și de jur împrejur erau mărgeluțe mărunte, 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 lipite. Și mi-a spus așa, Doamnă, astea suntem noi toate, luați-ne cu dumneavoastră. Ce vrei? Este ca o icoană, o țin la mine la căsuță, la vicov. Și de câte ori o văd, de atâte ori mi-aduc aminte, cine știe, toți avem păcate, cine știe pentru ce suferă acea femeie? Să-mi fete și la noi.